Salutare din nou! În acest video vom vorbi despre livrare, costuri de livrare, cum le setăm, cum setăm un prag automat de livrare gratuită. Iar dacă vă întrebați și de unde această superbitate de Hanorac, îl găsiți pe streetstyle.ro la secțiunea Savoir London, mărim de la S la 4XL și sunt fabricate în România. Să începem! În primul rând vom merge în dashboard la settings, la locations. Adăugați o locație, noi avem deja una adăugată aici. După aceea mergem la Shipping and Delivery, Manage Rates, și pentru locația respectivă adăugăm Rates. Create Shipping Zone pentru România. iar apoi clic pe Add Rate pentru a adăuga un cost. Putem pune DPD sau putem pune DPD 1-2 zile și costul pe care clienții îl vor plăti pentru librare, 20 de lei. Ulterior, dăm click pe Add Conditions, based on order price. De la 0 la 200 de lei, să spunem, ei plătesc 20 de lei. Dar dacă vrem să adăugăm livrare gratuită peste suma de 200 de lei sau oricare altă sumă, mai adăugăm încă o zonă. Livrare gratuită. Adăugăm condiție based on order price între 200 și no limit. Dacă aveți mai multe zone puteți seta între 200 și 300 și așa mai departe. Dacă folosiți mai mulți curieri, mai puteți adăuga încă o rată, iar aceasta va fi, să spunem, fan curier, care costă 25 de lei. Adăugăm o condiție, based on order price, între 0 și 300 de lei de data asta, dacă vrem pentru fan, sau putem lăsa între 0 și 200 de lei la fel. Iar dacă doresc livrare gratuită, peste 200 de lei, livrarea standard se poate face prin oricare din curierii aleși. Putem modifica aici să punem livrare gratuită doar prin DPD, ca să fie clar pentru clienți. Iar dacă doriți să folosiți fan curier și să taxați clientul indiferent de comandă, Mergem înapoi la Edit și ștergem Maximum Price. Deci, în acest caz, oricine dorește să folosească Fan pentru livrare, va trebui să plătească 25 de lei. Am salvat această zonă. Și cam asta este tot pentru livrare și costul de livrare. Dacă aveți întrebări, vă rog în secțiunea de comentarii. Dacă v-a plăcut un like, un share, un subscribe și ne vedem în videoul următor. Ciao